Dragoste și pedeapsă, episoadele 1 și 2. Yasemin este o tânără de 25 de ani care locuiește în Istanbul și lucrează la o agenție de publicitate. Yasemin este foarte emoționată că nunta ei va avea loc peste o săptămână, dar își surprinde logonicul că o înșeală cu prietena ei cea mai bună, Mujde. Dezamăgită, Yasemin pleacă pentru câteva zile în Bodrum, unde o locuiește mama ei. Acolo îl întâlnește pe Savaş, cu care are o aventură de o noapte, apoi ea dispare lăsând în urmă doar un colier pe care l-a scăpat. Savaş este un tânăr de 30 de ani, fiul unei familii celebre puternice din Van, care s-a întors de curând în țară fiind plecat pentru un timp la studii în străinătate. Încă din liceu, el s-a detașat de familia lui din cauza că nu era de acord cu tradițiile. Când află că familia lui face afaceri ilegale, Savaş se retrage complet și vrea să își călătească singur o viață normală. Familia lui locuiește în Istanbul, dar nu au relații puternice în orașul lor natal, Van. După ce tatăl și fratele lui mai mare mor într-un accident, Savaş este nevoit să se întoarcă acasă și să preia afacerile familiei. În timp ce face niște schimbări în companie, astfel încât familia să își poată câștiga existența legal, Savaş va lupta împotriva relațiilor ilegale și a grupului de interese moștenite de la tatăl său. Pe de altă parte, Savaş se confruntă cu o nouă problemă impusă de tradiție. Conform tradiției, el trebuia să se căsătorească cu soția fratelui său, rămasă văduvă.